De la debutul pandemiei, pe teritoriul României au fost confirmate 1.080.792 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 52 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În regiunea Sud-Muntenia, județele Călăraș și Teleorman nu au mai înregistrat cazuri noi. În celelalte județe, situația se prezintă astfel: Argeș, 3 cazuri noi, Dâmbovița, 1 caz, Giurgiu, 2, Ialomița și Ilfov, câte un caz, și Prahova, 11 cazuri noi. Până la această dată, 33.786 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 29 iunie, ora 10, 30 iunie, ora 10, au fost raportate de către INSP 181 de decese, 109 bărbați și 72 femei, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitalele din țară. 177 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului și au fost introduse în bazele de date la solicitarea Ministerului Sănătății. Din cele 181 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, un deces la 30-39 de ani, 4 decese la 40-49 de ani, 9 decese la 50-59 de ani, 37 decese la 60-79 de ani, 68 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 61 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. 167 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 11 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 450. Dintre acestea, 73 sunt internate la ATI.